Opera! Bună seara! Hei! Sunt în semifinală! Pentru cine nu mă recunoaște din cauza machiajului discret de zi, eu am fost cântăreața care a cântat Manele Jazz. Și voiam să vă mai povestesc un pic de mine. Sunt obișnuită să fac bani cu gura și să fie puțini. Mi-am dat seama că vreau să fac muzică. Când aveam 6 ani, deci acum 2 ani, am început să iau lecții de canto. Pe atunci visam foarte mult să am un microfon, dar nu-mi imaginam că va fi cel prin care se preiau comenzi la drive-thru. Dar poate cântă. Cred că mai și cântă, dar mai spre final. Pentru mine, cariera de muzician e ca asigurarea de sănătate. Nu am asigurare de sănătate. Trecem la cântările mele eșuate. Eu am multe rude și norocul ele că așa mai apuc și eu să mai cânt pe lacumetrii. De obicei le organizăm în singurul loc din cartier în care avem loc cu toții, cimitirul militar, că acolo e pe mai multe niveluri. Și nu știu cum se face, dar de fiecare dată când cânt, se distrează mai bine subsolul decât parterul. Altă dată am cântat la un bal de caritate. Au trebuit organizatorii să plătească până și oamenii care au donat. Și voiam să vă spun că e mai grea meseria de vocalist, pentru că, spre deosebire de instrumentiști, vocalistul controlează un instrument invizibil. Bine, mi s-a demonstrat că instrumentul este de multe ori invizibil și la instrumentiști. Măi, ca bărbat, dacă vrei să mă impresionezi, nu trebuie să fii muzician. Mihai, nu mai încerca, te rugăm mult. Bă, dar măcar acolo o singură notă să știi și tu. Care mă, el 2 în 1? Chiar știți care e asemănarea dintre o cântăreață și Asia Express? Felul în care abordăm producătorii. Hi, excuse me, sir, we are from a TV show, reality show. We have no money, no phone, no nothing. Cunosc refrenul ăsta. Bine, vă dați seama că nu toate cântărețele sunt la fel. Că doar nu ne luăm după paraziții. Apropo de piesele de la paraziții. Yeah. Vreau să vi le cânt acum. Vă, să bucure lumea de rău tău. Pe cele mai dragi sufletului meu. Ia auzi. Amă! Nu cred! Cântece dragi sufletului meu. Ce frumos! Ai sub ca să scoți album. Presupun că m-auzi acum. Te luăm la prezent oricum. Foarte tare. E piesa lui Chelu, te duc frumos. Este varianta romanțată lui Chelu. Poliția trece, cuvele rămân. Plânge trompeta pe ultimul drum. Păi mea, uite cum facem până scrie amenda. Da. Aia ne ducem și... Pune suflet acum! Okay. Urcă! Hai căreale! Domnule judecător, permiteți-mi să fiu bărbat. Vreau să mă apăr singur fără avocat. Eram fumat, nu eram beat, eram un suflet printre stele. Realitatea, crede-mă, tot ce e acolo e real. Să continuăm, altă piesă. Foarte bine partea asta de jazz, paraziții. Da. Mi s-a părut că lui era încântat, da, da, așa, era... Da. Când începe jupunul Cătălin să se scarpine în barbă... Dacă n-ai imaginație, fă-te polițist. N-ai făcut nimic în viață, fă-te polițist. Băi lingă, oh, convins, dacă n-ai niciun vis. Fă-te polițist, hai, fă-te polițist. Dacă nu ți se mai scoală. Dacă vrei să n-ai prieteni, fă-te polițist. Dacă mă tai cu mai și bine ca originalul. Tu comunist, fă-te polițist. Eu așa văd în mormântarea lui Chelu. Fii-o, doamnă, uite, și îmbrăcată în negru și... Domnule judecător, permiteți-mi să fiu bărbat. Vreau să mă apăr singur fără avocat. Eram fumat, nu eram beat, eram un suflet printre stele. Sufeream din dragoste în acele clipe grele. Aveam suta la volan, dădeam la p*** și plângeam. Era în pip, pip,
paraziții mulțumesc că și-au denumit casa de discuri după actuala mea înălțime, iar pentru fanii paraziții așa arată o femeie. Vă mulțumesc! Wow! Stai, că mai vrem să-ți spunem ceva. Am văzut că-ți place să te uiți pe YouTube la Ai Umor. Nu mai bine te abonezi? Și la canal și la notificări, să afli primul când băgăm material nou. Spor la play acolo în continuare, aici, aici, play, la play, 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 play